Balul bobocilor, organizat de către elevii claselor a 12-a, a început în jurul orei 19. Au fost înscriși 5 băieți și 4 fete, care rând pe rând au trecut prin numeroase probe, astfel încât să-și poată dovedi competențele în mai multe domenii. Ca la orice concurs, juriul a fost cel care a evaluat prestația concurenților. Înainte de toate, am deosebită onoare de a vă prezenta juriul. Domnul director Constantin Staicu. Doamna director adjunct Doina Rusu. Domnul director educativ Aurel Tufan. Doamna profesoară Daniela Păcioiană. Doamna profesoară Mădălina Neagoie. Domnișoara profesoară Florentina Geantă. Domnișoara Toalem, de și reprezentanta studiilor în Moto Audio, de la Tanci Iuliana, eleva clasei a 12-a. Doresc Unicu, eleva clasei de 10-a. Domnul Ali, reprezentant al partidului PSD Cluj. Afara jurului au asistat domnii antrenori, doamna Nicoară Mihaela, domnul Ionescu Costel, domnul Sârbu Adrian, doamna profesor Via Bianca, domnul pedagog Bănățeanu, domnul profesor Balade, și domnul profesor Robertu Gheorghe și doamna profesoară Vasile Daniela. Prima, dar și cea mai importantă probă este prezentarea concurenților. De cele mai multe ori, prima impresie contează cel mai mult. Concurenta numărul 1. Ordeanu Daniela. Zodia Taurul, calități răbdătoare și înțelegătoare, de vreme orgolioasă și egoistă. Modul său, nu nici nu câștigi. Concurenții au fost nevoiți pe parcursul celor 3 ore de concurs să dovedească dacă știu să danseze, dacă au cultură generală și dacă sunt inventivi. Acestea au fost doar câteva dintre probele prin care au trecut bobocii de la LNPA. După ce au fost atent analizați, a sosit momentul ca juriul să decidă cine merită titlul de Miss și Mister LNPA.